Cel mai... Stai. Nu stă bine părul. Bună! Salut! Seara! Am revenit în formula clasică și suntem pregătite să vă prezentăm... cele mai tare evenimente din acest weekend. Cei de la Seara Românească ne-au învățat deja cu petreceri pe cinste și asta se va întâmpla și vineri. Dacă încă nu sunteți convinși, aruncați un ochi pe eveniment. S-au pus în vânzare un număr limitat de bilete, s-au anunțat peste 700 de fani, deci haideți să scoatem tine și la dans la No Name. Vrei să simți pasiune? Atunci Perform Space te invită vineri la un concert în premieră alături de Ina. Poți să fii printre cei 3000 de fani deja anunțați și să prinzi un loc în față. Nimeni altul decât nimeni altul vine în concert la Timișoara, la prima petrecere de promovare a festivalului Vestfest. Cu piese deja ascultate și bine știute de toată lumea, sâmbătă, de la orele 22, se va scrie încă o poveste de neuitat tot la No Name. Tot la Perform Space dansează sâmbătă pe hiturile anilor 90, unde poți să iei cu tine un bagaj plin cu energie și voie bună și să te remarci printre cei 1200 de petrechereți deja anunțați. Dacă sunteți iubitori ai jazzului, Reflector găzduiește duminică, un eveniment plin de culoare și emoții. Amalia Gaiță, împreună cu trupa ei, combină elemente de soul, jazz, funk și rock alternativ într-un spectacol de neratat. S-au anunțat peste 700 de iubitori ai genului, iar biletele sunt în vânzare. Băieți, credeți că a scăpat? Martie este luna femeii și poți să-ți impresionezi în continuare iubita sâmbătă la teatru, unde are loc premiera piesei Romeo și Julieta. Peste 1000 de romantici vor face acest lucru. Tu ce ai de gând să faci? Cele mai tare evenimente au fost anunțate de mine și de tine. Adică de noi pentru voi. Haideți să ne bucurăm de weekend! Și nu uitați să ne dați like, share și subscribe.